Salutare, dragi urmăritori, bine ați revenit, bun venit celor noi! Astăzi o să vorbesc despre ardei și anume despre repicatul ardeilor. Am menționat, cred că în ultimul material, dacă nu mă înșel, că urmează în scurt timp să începem repicatul și bineînțeles că săptămâna aceasta am făcut primele repicări de ardei. Avem mai multe serii. Sunt ardeii pe care deja i-am repicat, o să vă arăt și vouă imediat și la care urmează încă să mai lucrăm, să mai repicăm. Pe urmă, este categoria a doua, care sunt de-abia la cotile donate. Mai sunt, cred că am vreo 4 categorii, dacă nu mă înșel. Sunt următorii care, în momentul de față, au început să răsară. Și ultima serie, care de-abia acum au intrat la germinat, deci undeva peste o săptămână o să-i vedem și pe ei răsărind. Am făcut serii, pentru că, după cum bine știm cu toții, nu se plantează totul într-o săptămână. Procesul de plantare, cel puțin la noi în zonă, eu consider că una cu alta, așa cu solarii, cu câmp deschis, cu persoanele care încep curajoși de vreme, când încă temperaturile sunt destul de modeste, și terminăm cu cei întârziați care, din anumite motive, de frica condițiilor, din motive pentru că sunt zone mai reci, care plantează undeva la spre sfârșitul lui mai. Deci avem un interval de aproape o lună jumate în care trebuie să deservim, să zic așa, clienții cu răsaduri și așa că din cauza asta am făcut mai multe serii, nu am semănat totodată, nici ardei, nici roșiile, nici vinetele, toate le semănăm în serie și încercăm cât de cât să reușim să-i mulțumim pe toți. Aici am prima serie care a fost repicată. Și mai am încă în 2 locuri, o să vi arăt pe fiecare. Și bineînțeles că o să vă fac și o scurtă demonstrație, chiar dacă astăzi e duminică, nu am lucrat aici, nu am repicat, dar o să fac o mică demonstrație. Și haideți să începem cu ăștia care am aici în spatele meu. Aici pe această masă am pus, practic, primii ardei pe care i-am repicat, cred că undeva la 4-5 zile. Am început marți repicarea, deci cam 5 zile au ăștia, unii dintre ei. Și bineînțeles că e unul dintre cele mai calde locuri din acest solar, în afară de, bineînțeles, de răsadnița unde germinăm. Pentru că sub masă am inclusiv căldura de la Sirocco, care trece inclusiv pe sumasa aceasta, și așa că cam asta e cel mai cald loc în solar. În momentul de față încălzim în totalitate peste tot, dar aici mă pot ajuta cu Sirocco și așa că această masă e cea mai caldă. Și bineînțeles că vor fi primii ardei care vor fi buni de plantat în luna aprilie. Preconizez eu 4 săptămâni, asta ar însemna 15 aprilie, dar bineînțeles că dacă vor fi curajoși, să zic așa, care vor un pic mai repede, mai la începutul aprilie, chiar dacă nu vor fi extrem de mari, să zic așa, pot să încerce, asta rămâne să stabilim pe parcurs. Au fost inclusiv clienți care ne-au cerut, ne-au spus că ei vor să planteze mai repede, chiar dacă răsadul nu-i destul de matur. Nu-i ceva ce recomand, dar știți cum e, de multe ori cam trebuie să mai las să facă și persoanele să facă cum cred ei de cuvință. Și avem aici, pentru că e cel mai bun loc, cel mai cald și avem și lumină și soare la ei, am încercat să punem cam din fiecare, sau mă rog, aproape din fiecare. Și bineînțeles că am pus capia captur.
Cred că puțină lume este care nu auze de ardeiul Capia Captur, care e un ardei Capia foarte, foarte productiv și gras, cu pulpă groasă, mare, bineînțeles depinzând de condițiile oferite, dar după părerea mea e cel mai productiv Capia care există în momentul de față. Pe urmă avem aici ardei galben, Bibiche Funu. E un ardei potrivit, de, ca și fruct mă refer, adică nu face fructele nici foarte mari, nici mici. E un ardei potrivit care se poate folosi, bineînțeles, și la copt, dar mai ales la umplut, ceea ce la noi în zonă cel puțin se preferă, ardei umplut cu carne. Deci bibicul poate să vă satisfacă aceste nevoi, să zic așa. Avem ardei pișcător Harvard. E un ardei de calibru mărișor, zic eu, destul de lung și destul de mare, care nu e foarte, foarte iute, e mediu. Mai avem aici, că era să uit, câteva alveole de Sahem, care tot așa e un ardei iute, destul de mărișor, tot așa mai amabil, nu-i foarte iute. Pe urmă mai avem un capi aici, Nesina, tot așa un hibrid foarte, foarte productiv și gras și tot ce nevoie. Bihar, gogoșarul Bihar, ca să avem și un gogoșar pentru plantare timpurie. Și vă arăt imediat, deci practic aici astea vor fi primele, vor fi în locul cel mai potrivit, cel mai cald, vor fi primele care vor ajunge bune de plantat. Pe urmă vă arăt imediat și seria a doua, care va veni după ele, să zic așa. Astea sunt puse aici jos, la nivelul solului. V-am spus că aici încălzim în totalitate în solar, dar nu se poate compara temperatura de aici de jos cu temperatura de pe masă. Așa că ăștia vor veni după ei. Și aici, de asemenea, am pus din fiecare sortiment. Nu știu dacă avem ceva în plus aici deja. Ureche de elefant, care e un soi de data aceasta de ardei, de capia. Și, bineînțeles, gogoșarul Cabala, un hibrid care, după părerea mea, el și biharul sunt cam printre cei mai buni, hai să nu zicem cei mai buni din care există în momentul de față, dar sunt acolo în top, printre cei mai buni, mai productivi, grași și așa mai departe. O să vă duc și în celălalt solar, pentru că cu repicatul am început să ne mutăm și în solarul următor, tocmai pentru că aici începe să devină locul tot mai ocupat și din lipsă de spațiu ne ducem în următorul solar, care bineînțeles va fi la un moment dat plin, la fel ca și ăsta. Suntem aici în solarul din jos, unde ne-am mutat cu repicatul. Am continuat aici să punem ardeii repicați. Aici avem cei care urmează să fie repicați. Și haideți să vă arăt și să vă fac și o scurtă demonstrație, deși cred că majoritatea au văzut cum să faci o repicare, nu este nimic nou, nimic special, dar dacă tot vorbim de repicat, vă fac și o scurtă demonstrație. Am aici în cazul ăsta un ardei galben, o plăriță de ardei galben, brilant, și e undeva la limită, adică se poate repica, să văd bine primele frunze adevărate, liniștit, ar mai putea și sta câteva zile fără niciun fel de problemă. Suntem undeva la limită, o să încerc să scot câteva, să vedem cum se prezintă, cum arată rădăcina.
au rădăcină cât de cât formată, dar așa cum spuneam, pot și să mai stai un pic fără niciun fel de problemă. Cam așa arată. I-am pregătit aici o alveolă, după cum vedeți e o alveolă un pic mai diferită. Am o parte din alveole așa de în felul ăsta, nu toate alveolele pe care o să le folosim sunt așa, dar unele dintre ele sunt în felul ăsta, sunt de 20 de celule și se poate rupe pe jumate, se poate rupe în două foarte ușor. Asta e pentru a reuși mai ușor în momentul în care le dăm clienților să le rupem ușor, să meargă treaba repede, să nu ne chinuim prea mult cu smuls, cu tăiat. Vor pleca fiecare cu alveola lor. Haide să o și rup ca să se înțeleagă despre ce vorbesc. Deja să o și rup. E prins aici în două locuri și când tragi un pic de ea, ea se disparte în două și o să avem câte 10 fire pe fiecare bucată din asta. Și asta pentru cei care vor mai puține fire. Fac găurile pentru repicat. Am turbă de granulație mare de la TS3. Că am făcut găurile prea mari. Se pot face un pic mai mici. Nu am aici, am uitat să-mi aduc chestia aia de făcut găuri din plastic, care e mult mai, e un pic mai subțire. Acum le pun așa, dar se pot face strict cât îi se pot face găurile exact cât e firul, cât e cubulețul ăsta. Și atunci nu mai trebuie să stai să le aranjezi. Ai luat și l-ai pus acolo. Se mai poate completa cu niște turbă printre ele, se poate completa sau puteți să lăsați inclusiv așa, nu se întâmplă absolut nimic, dar eu prefer să mai adaug un pic de turbă aici. Completez cu un pic de turbă din asta fină pe deasupra. Putul un pic. Și gata. Așa rămâne. Mai udăm un pic pe deasupra și se spală și de turba cu care s-a murdărit. Și gata. Cam asta înseamnă repicatul.